Bună ziua, domnule Cătălin Predoiu, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua, bine v-am găsit. Este prima oară când veniți aici, așa că... Prima invitație, este... prima prezență. Vă mulțumesc încă o dată și sper să vă avem și după alegeri, când poate și în calitate de primar general al Capitalei, vom putea face un prim bilanț, nu la două luni, la trei luni. Am să intru direct în subiectele zilei și am să vă mărturisesc că am urmărit o emisiune recentă a dumneavoastră, de fapt una din dezbaterile de pe ultima sută de metri a campaniei electorale. Văd că se tot lansează acest mesaj de unire, de coagularea dreptei în spatele unui singur candidat, cel care are cele mai multe șanse, cu șanse reale, în așa fel încât stânga, încă o dată, dacă se poate spune așa, să piardă capitala. Cât de real și cât de posibil este un astfel de scenariu și cum simțiți totuși demersurile prin prisma contracandidaților care sunt tot de dreapta și care văd că nu sunt atât de dispuși să înțeleagă necesitatea unirii? Într-adevăr, eu am făcut o propunere la jumătatea campaniei electorale, într-o dezbatere televizată, în direct, cu toți candidații, sau aproape toți candidații de centru-dreapta în prezență, și anume de a găsi o formulă prin care primul, cel mai bine plasat dintre candidații de centru-dreapta, să fie sprijiniți de toți ceilalți, astfel încât să putem să blocăm accesul PSD Firea la Primăria Generală a Capitalei. Plecând de la studierea precedentelor alegeri, în care ori de câte ori dreapta s-a unit, PSD-ul a fost blocat, PSD-ul a fost învins. Deci am făcut o propunere simplă. Un sondaj de opinie, primul clasat este susținut de următorii clasați. Am primit un răspuns de-abia după 7 zile, parțial, în sensul că se agrează un sondaj de opinie, dar nu s-a dat răspuns și la oferta politică, cel puțin până în acest moment, și anume ca cel mai bine plasat să fie susținut de cei din urma lui. Rămânem în așteptare, dar timpul trece, a trecut foarte mult timp, trebuia rapid răspuns la această ofertă. În continuare, oferta mea este pe masă, dar trebuie să avem un răspuns clar din partea domnului Dan. Vrea să facă sondaj, am înțeles, dar îmi menține poziția că nu se retrage dacă este pe locul din spate. Și atunci sondajul acela ar folosi. N-ar avea niciun fel de rezultat decât să arate cât de fragmentată e dreapta. Asta aș vrea să înțeleg și eu, care e rostul acestei poziții. Deci îmi pare o poziție care la ora asta nu se leagă logic între cele două componente. Componenta de sondaj și componenta politică. Sondajul trebuie să servească un instrument tehnic pentru decizia politică. Eu am luat decizia politică. Eu sunt, pe principiu, ein Mann, ein Wort. Dacă am spus un cuvânt, ăsta e. Și îl spun clar de la început. Vreau un răspuns clar. Dacă facem sondaj, eu am spus, sprijin pe cel mai bine plasat. Vreau să aud același lucru și din partea domnului Nicu Șordan, că sprijină pe cel mai bine plasat. Deocamdată aseară a spus că în niciun caz nu se va retrage. Ceea ce practic... prudent, nu? I-ar folosi. Nu, da, echivalează cu lipsa de răspuns ca să nu, da, se... Pe de altă parte și elementul acesta al sondajului de opinie în sine va putea crea controverse. Știți cum e? Cine face sondajul? Ai cui? Bun, dacă sunt acolo în prezență tehnicieni dintr-o parte și din alta, sper că există un minim de încredere și onestitatea necesară să nu avem astfel de discuții. Problema e că până la partea tehnică trebuie să ai decizia politică. Eu am luat decizia politică și am fost foarte clar. Da, domnule, eu sprijin pe cel mai bine plasat, dacă vedem care e acela. Da. N-am văzut același răspuns din partea cealaltă. Aștept în continuare să spună clar domnul Dan. În cazul în care sunt plasat în urma domnului Predoiu, voi susține pe domnul Predoiu. În momentul în care spune cuvintele acestea... Sau invers. Eu am spus-o. Eu așa am început oferta. Încă de acum 9 zile. 8 zile, ca să fiu corect. Da. Da. Ba nu, 9 zile, am spus corect. Da? Nu mai contează. E de o săptămână minim, da. Deci, de o săptămână, i-am spus foarte clar această construcție care poate să oprească firea PSD fără emoții. N-am primit un răspuns clar încă. Acum, dacă tot am deschis subiectul acesta al sondajelor de opinie, mă văd nevoit să vă adresez o întrebare din bucătăria partidului și implicit cea dumneavoastră. Văd că PSD-ul, poate nu săptămânal, dar în ultima vreme, cu o rigurozitate destul de mare, scoate pe piață cât un sondaj de opinie, arată cum stau, ce stau. Din bucătăria PNL-ului nu prea avem nicio informație. Nu s-au făcut sondaje sau a fost o strategie de campanie de a nu se prezenta astfel de sondaje opinie publice?
anterior votului. Hai să înțelegem ce e cu PSD-ul întâi. PSD-ul, așa cum face politică, face și politică de comunicare. Așa cum ne-a anunțat doamna Firea în urmă cu 2 ani de zile că se poate vota fără probleme la Londra, prezentând o poză de la Liverpool, o casă oarecare, mințind electoratul, tot așa PSD-ul aruncă pe piață sondaje precum buletinele de știri. Nu am încredere în sondajele PSD-ului, cu tot respectul. Nu în cei care le fac, ok, cei care le fac le pun pe masă. Dar n-am nicio încredere că un partid care primește un sondaj corect nu umblă cu pixul prin el și îl aruncă pe piață ca să dezinformeze, pentru că la fel au făcut, umblând cu pixul și în secțiile de votare, blocând românii din diaspora să voteze, la fel au făcut și cu bugetele, care au blocat bugetele de investiții tot mandatul domnului Ponta, la fel a făcut doamna Firea când ne-a anunțat că se poate vota și ne-a informat că nu e nicio problemă în diaspora. Deci dați-mi voie să n-am încredere într-un partid care minte. Un partid care e condus de un om condamnat pentru malversațiuni, pentru nereguli, pentru ilegalități penale în procesul electoral și care stă acolo în fruntea partidului. Deci hai să nu vorbim de PSD. În ceea ce ne privește, noi am publicat un sondaj la începutul campaniei, pentru că știți foarte bine că eu am intrat mult mai târziu în campanie. Eu n-am avut pre-campanie, practic am intrat direct în campanie. Am intrat un contracandidat care face de 8 ani campanie și unul care face de minim 3-6 luni campanie, doamna Firea, respectiv domnul Dan. Și atunci nu aveam practic ce să măsurăm. A trebuit să facem un sondaj de început și vom face încă un sondaj care iese în această săptămână și care ar trebui să fie dat publicității. Însă, în contextul acestor discuții, am primit semnale din partea staffului domnului Dan să mai așteptăm puțin, că poate dânsii să răzgândesc și merg împreună în această construcție politică și nu vor să aruncăm pe piață sondajul nostru. Eu sunt relaxat, eu pot să-l pun oricând la dispoziție, dar în regulă, înțeleg toate aceste rețineri. Vreau un răspuns încă foarte mai clar. Vreau un răspuns clar. Răspuns la deci eu sunt corect până la capăt. Pentru că aici e vorba de un brand, aici e vorba de o reputație pe care nu vreau să mi-o stric. Cuvântul meu valorează contract. Așa a fost și în privat când am lucrat, așa a fost și în minister, și în guvern, și în politică. Eu nu mi-am tras cuvântul înapoi și ce am spus, m-am gândit de 3 ore înainte să spun. Când spun, aia e. Bun. Și înțeleg că ne-au rugat, domnule, nu da sondajul vostru încă pe piață. Înțeleg și de ce. Eu sunt liniștit, dar timpul trece. Da. V-am urmărit la ultima apariție TV, unde ați avut o reacție pe care comentatorii au decriptat-o în două feluri. Unii au spus că a fost o reacție nervoasă, alții au spus că a fost o strategie de campanie. Dar să explicăm foarte pe scurt, vi s-a arătat o poză, domnul Turcescu, un contracandidat al noastră, v-a arătat o poză în care erați dumneavoastră, domnul Piedone și domnul Sava. Nu, era domnul Sava. Atenție, greșeală. Ați luat acea poză. Erau doi candidați. Ați luat acea poză. Corect. Ați luat acea poză. Și de față cu telespectatorii care se uitau, să spunem așa, live v-ați rupt. Da. În ce cheie să decriptăm chiar de la dumneavoastră ca să nu ascultăm părerile împărțite, bine așa cum a spus oare analiștii? În primul rând, faptul că eram cât se poate de calm și relaxat, o pot dovedi imaginile care au fost luate în direct. Corect. În al doilea rând, n-a fost nicio strategie, a fost un gest spontan, pentru că am realizat un lucru. Indiferent cât de mult aș povesti faptul că Partidul Național Liberal s-a decis de acel gest al domnului Sava, știți cum e, o imagine face cât 1000 de cuvinte. Ați anticipat și următoarea întrebare, vă rugam să comentați. Eu vorbă, o imagine face cât 1000 de cuvinte. Sau, dacă vreți să intelectualizăm puțin, Iorga spunea, o călătorie face cât 3 biblioteci citite. Și atunci mi-am dat seama, indiferent cât răspund eu în 2 minute și ce vorbe voi folosi, rămâne imaginea și nu transmit mesajul cu informația reală corectă. Și anume că acel gest a fost dezavuat de Partidul Național Liberal. Deci trebuia un gest, o altă imagine care să fie contrapusă imaginii pe care o prezenta domnul Turcescu, ușor incorrect, pentru că dânsul știa foarte bine care a fost poziția partidului. Și atunci l-am invitat nu i-am smuls poza de mână, i-am cerut frumos fotografia, dânsul mi-a oferit-o și i-am răspuns cu acel gest care să fie clar, că ne-am disociat de acea acțiune de campanie pe care a făcut-o colegul nostru. Ați vorbit un pic mai devreme de un sondaj pe care l-aveți, din rațiuni pe care ni le-ați explicat, nu l-ați făcut public, da. Însă din toate celelalte sondaje pe care le vedem pe piață,
dumneavoastră figurați cu șansa a doua față de doamna Firea. Corect. Ați și spus acest lucru. Am recunoscut. Rândul, că este o diferență, ați catalogat-o ca fiind surmontabilă, nu e... Am să vă rog să ne spuneți un pic care este strategia noastră pe ultima 100 de metri de a recupera acest decart mare, mic, cât o fie. De a convinge nehotărâții să iasă la vot, pentru că la un procentaj de vot de 50% plus, PSD-ul va pierde. Mesajul meu către bucureșteni este că trebuie ieșit la vot. Sigur, unii vor ieși în cheie politică și lor le spun, dacă vreți să oprim PSD-ul, trebuie să votați subtil, pentru că numai PNL poate să bată PSD-ul, dat fiind magnitudinea partidului. În cheie civică, dacă vreți, mă adresez tuturor, chiar și membrilor PSD, chiar și votanților PSD, chiar și simpatizanților PSD din București. Pentru că nu e vorba doar de o problemă politică, ci e vorba de o problemă de integritate și de capacitate de a conduce orașul și capacitate de a reprezenta orașul. Din punct de vedere al integrității, chiar că doamna Firea personal nu e implicată în niciun fel de dosar până acum, în spatele doamnei Firea sunt grupuri de interese și bucureștenii știu acest lucru. Sunt grupuri de interese la nivel politic, în PSD, sunt grupuri de interese în voluntari. Eu nu vreau ca Bucureștiul să devină o anexă a clanului care controlează voluntariul, ca să fim bineînțeles. Eu n-am nimic cu cetățenii din voluntari, dimpotrivă, în programul meu gândesc o formare regiunii metropolitane București-Ilfov, cu o nouă organizare administrativă, ca să nu se mai suprapună competențele sectoarelor, să fie o armonie în dezvoltarea Bucureștiului și a județului Ilfov. București are nevoie de un spațiu de dezvoltare, de respirație. Deci problema mea este cu grupurile de interese care controlează voluntariul. Și să știe de către toată lumea că nu vorbim din cărți, vorbim din ce ne spun oamenii pe stradă. Inclusiv problema taximetriștilor. Mi-a fost semnalată de taximetriști. De aceea am pus întrebarea către doamna Firea, dacă este adevărat că o parte din taximetriștii din București veniți licențiați în Ilfov sunt de fapt controlați de grupuri de interese din jurul soțului domniei sale, domnul Pandele. Întrebarea. Deci problema de integritate e gravă. Repet, nu neapărat la candidat, cât în spatele candidaturii, aceste grupuri care stau așa să intre în București. 2. Problema de competență. Primăria Capitale are 851 de salariați aproximativ, 900 de salariați numai în clădirea primăriei. În instituțiile subordonate primăriei mai lucrează 18.900 de oameni. Deci în total, direct sau indirect, primarul general coordonează în jur de 19.000 de oameni. Pentru asta trebuie experiență. Nu poți să te califici la locul de muncă. Trebuie o experiență, trebuie capacitatea de a înțelege niște sisteme și de a lucra cu ele. Eu am demonstrat această capacitate. Eu la minister am condus sute de oameni și dacă luăm și instituțiile subordonate ministerului, inclusiv Administrația Națională a Penitenciarelor, am condus în jur de 20-25.000 de oameni. Direct comparativ și indirect. Direct și indirect. Deci e comparativ cu primărie. 3. Reprezentativitatea externă. Bucureștiul reprezintă România, spunea Günther Krichmann acum câteva zile în conferință de presă la București. Iar București e reprezentat de primar. Vreau să știu și eu cum poate reprezenta un primar care are problemele pe care le are în propriul partid, care nu are experiență, nu cunoaște pe nimeni în Europa, care vrea să aducă chipurile investiții și interes, aici cine stă de vorbă cu doamna Firea? Mă tem că nimeni. Sau chiar dacă stă de vorbă, stă de politețe 5 minute și a plecat. Eu am relații în toată Europa, cunosc miniștri, cunosc oameni de afaceri, cunosc parlamentari, cunosc comisari europeni, cunosc tot establishmentul de la Bruxelles. Pentru mine e foarte simplu să ridic telefonul și să creez 2-3 discuții pentru a atrage interes pentru București. E foarte simplu să invit aici și să fii onorată invitație. E foarte simplu să merg în străinătate. E foarte simplu să interacționez pentru mine. E foarte simplu să interacționez cu oricine ar putea aduce interes, investiții, prosperitate în București. Deci pentru aceste trei lucruri, eu cred că ar fi un pericol pentru București ca doamna Firea să ajungă acolo. Și de-aia spun chiar și PSD-știilor și nehotărâților, atenție mare! Că se termină campania pe 5 și din 6 iunie trebuie condus orașul. Cine îl conduce? Ăsta e mesajul meu către nehotărâți să iasă la vot. Vă propun să facem un joc de imaginație. Da. O parte poate o să vă placă, o parte nu o să vă placă. De mâine sunteți primarul Capitalei. Da. Primul și cel mai important proiect de suflet pe care
vreți să-l duceți la bun sfârșit și să vă legați numele de el. Și am să vă rog să fie numai unul, știu că sunt multe în programul noastră, proiecte, alegeți unul și vorbiți-ne despre el. Fără să rezolvăm problema traficului, putem vorbi povești. București e blocat la ora asta de trafic, mobilitate, cum se spune acum în termeni corecți, științifici, dar prefer trafic pentru că e un termen mai accesibil, mai înțeles de toată lumea. Traficul blochează numai viața oamenilor care pierd ore întregi în trafic, în loc să creeze, în loc să producă, în loc să stea cu familia, în loc să distreze sau să odihnească. Stau în trafic. Dar blochează companiile, blochează dezvoltarea economică a orașului. Este inadmisibil să ai o șosea de centură pe care media de circulație să fie în jur de 17 km la oră. Mărfurile alea ar trebui să circule cu 60-70 de km la oră, care stau și zac pe centură cu orele. Asta înseamnă bani pierduți, banii bucureștenilor. Deci dacă noi rezolvăm problema de trafic, atunci dăm respirație orașului și putem să ne ocupăm de alte lucruri. Dezvoltarea lui economică, dezvoltarea lui culturală, sănătate, educație, toate acestea decurg din deblocarea orașului. Perspectiva de a integra orașul într-o regiune de dezvoltare, București, regiune metropolitană. Cum rezolvăm traficul? În cooperare cu guvernul, o spun de la bun început. Pentru că sunt obiective mari de investiții care trebuie finalizate cu metroul. Bineînțeles, concursul guvernului. Ați numit metrou, să legăm imediat drumul Taberei de centrul orașului, eroilor Universitatea Iancului Pantelimon. Trebuie să legăm Bercen de Pipera, nu? Trebuie să legăm Gara de Nord de Otopeni ca să putem crea o rețea integrată, să creăm noduri intermodale la capetele de metro, vii cu mașina, parchezi, ți-ai luat biletul unic de călătorie, te-ai urcat în metro, de metro te dai jos, te duci în autobuz. Cu același bilet, autobuzul merge pe culoar unic, e altă viață. Și atunci veți vedea că mașinile dispar din oraș. Trebuie să construim parcările subterane sau supraterane, acolo unde se poate, parcări inteligente, cu sistem de a anunța locurilor libere de parcare, care să-ți vină pe telefon, smart parking, e foarte simplu de implementat. Și deodată orașul va putea respira, oamenii câștigă timp. Timpul înseamnă bani, timpul înseamnă viață, timpul înseamnă atenție pentru cei din jur, pentru propria ta persoană. Timpul dat, redat bucureștenilor va fi un timp redat orașului și asta se va întoarce. De aceea spun că traficul trebuie rezolvat. Ați numit metrou, șoseaua de centură. Avem 20 de kilometri de patru benzi, restul un singur fir, inadmisibil, guvernul trebuie să înțeleagă. București și problema guvernului, doar problema primarului general și a bucureștenilor. Apoi, accesul în oraș. Cele trei căi de acces lăgite pe patru benzi, legarea fabrica de glucoză, autostrada București-Ploiești, apoi bulevardul Timișoara lărgit, ca să legăm de șoseaua de centură, cu acces pe ambele autostrade prin șoseaua de centură, și prelungirea Ghencea-Domnești, aceeași poveste de șoseaua de centură. Plus planul de mobilitate urbană București Involv, care înseamnă dezvoltarea și a Ilfovului, nu numai a Bucureștiului, unele coridoare de transport rapid cu autobuzul, care se lege în localități cheie din județul Involv, de București, de centură, noduri intermodale la Otopeni, care se însemne park and ride, da? Rețeaua feroviară de care nimeni nu vorbește, gara de est e căzută complet în uitare și o gară moartă, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere. Ea trebuie legată printr-o interconexiune rapidă cu Otopeniu, gara de nord și cu rețeaua de centura feroviară a capitalei. Mai e prevăzut o linie de trafic Jilava-Giurgiu, da? Și, dacă vreți, piesa de rezistență care ar putea transforma totul, da? Dacă o finalizăm, canalul București-Dunăre, cu portul București și tot ce înseamnă dezvoltare. Foarte, foarte frumos și sunt aș rămâne toate pe hârtie. Aș rămâne în logica scenariului de mai devreme. Da. Și v-aș spune, Cătălin Predoiu ajunge primarul capitalei, însă în toamnă PNL-ul nu are capacitatea să ia un scor electoral care să-i dea voie să trimită un premier către președinte, nu va avea majoritatea și nu are guvern. Uh-huh. Toate aceste proiecte vor avea o reală problemă fără un guvern care să aibă o susținere. Nu, cu mine nu. Pentru că n-am credeți că și puteți dacă n-am guvern, am argumente. Coagula. Și am știința să creez presiune pe un premier. Și politic prin Parlament, cu Partidul Național Liberal, chiar dacă n-ar avea guvern, sigur ar avea
o prezență parlamentară importantă și prin conexiunile pe care le am și în lumea politică și în lumea internațională. Deci vă descurcați și fără un guvern. Deci o să fiu coșmarul oricărui premier. București și problema premierului, nu numai primarului general. Dacă nu, să dea banii la primărie. Să dea metroul la primărie, să transfere obiectivul șoseaua de centură la primărie și cu banii aferenți. Și rezolv eu. Am cetățenii, intenționat să consult cetățenii. Eu mă pun în fruntea lor. Eu mă așez acolo, în Piața Victoriei, cu ei, în spate. Dacă văd că premierul își bate joc de București. Eu am stat 4 ani și 3 luni în guvern, n-am văzut picior de primar general acolo. Da. La mine nu e așa. Eu o să fiu săptămânal la ușa premierului. Da. Și dacă nu mă primește, mă găsește în stradă cu 200.000 de bucurești. Sperăm că veți avea și un vreau să văd cum face asta. Și când va primi din stradă semnalul celor 200.000 de bucureșteni cu primarul general în frunte și pe telefon, telefoane de pe peste tot din Europa asta, domne, rezolvă orașul ăla, pentru că depinde România de orașul ăla, eu vă spun că se va mișca orice premier. Un scenariu interesant. Acum, haideți să trecem în ipoteza mai puțin plăcută, așa cum am spus. Să presupunem că domnul Cușor Dan nu vrea să facă niciun fel de asociere, de retragere, de, în sensul unirii dreptei. Pierdeți alegerile, candidați, pierdeți alegerile. Și aici ar fi două variante. Ce veți face în ipoteza în care veți pierde alegerile sub scorul partidului de la București? Și ce veți face în ipoteza în care veți pierde alegerile, dar cu un scor peste cel pe care l-are PNL-ul în București? Vă rog să înțelegeți că niciun candidat nu ia în calcul ideea să piardă. Eu vă spun, eu preluiu, nici nu concep lucrul ăsta, eu sunt zmeul zmeilor și așa mai departe. Dar chiar nimeni nu se gândește așa, pentru că a gândi în felul ăsta înseamnă să subminezi șansele de campanie, să subminezi psihicul și încrederea în tine, să subminezi eforturile colegilor și să fii neprofesionist. Deci nu vă pot da un răspuns, pentru că efectiv nu iau în calcul așa ceva. Nu spun că automat sunt primar general, nu asta vreau să înțelegeți, dar îmi refuz această ipoteză pentru că vreau să dau tot pentru campanie. Cât de tare credeți că a contat... Haideți să-i spunem această ofertă electorală ezitantă a PNL-ului de a veni până la urmă cu un candidat. Sunteți a patra variantă, să spunem. Cât de mult a contat în ochii electoratului, dacă unii au privit-o ca o neseriozitate, alții au privit-o ca o problemă de context, cât de mult atârnă această piatră de primul partidului? Eu nu vreau să fiu ipocrit, să vă spun, domnule, nu e adevărat, n-a contat deloc și mai departe. Am văzut focus grupuri, adică cercetări sociologice, răspunsuri la întrebări făcute de sociologi, în care oamenii spuneau, da, a contat această numire în cascad. Cât anume nu-mi dau seama, dar pot să vă spun un lucru, că în final PNL-ul a venit cu o poziție care a echilibrat lucrurile, în sensul că chiar în asta a spus, da? Ați evocat poziția de premier. Totuși, Partidul Național Liberal a aruncat în luptă un politic pregătit pentru funcția de premier. Un om politic care a făcut un program de guvernare națională, care era pregătit oricând să preia această guvernare în urma alegerilor, evident, și care are un sumum de cunoștințe și de relații politice interne și externe care pot ajuta Bucureștiul foarte mult. Deci până la urmă PNL-ul s-a revanșat, după părerea mea, prin această ofertă. Cât de compatibilă vedeți funcția de ales, de manager până la urmă la o primărie, cu cea de politician și de președinte al unei filiale până la urmă sau unei organizații, fie de București sau de orice alt județ? E adevărat, primarul general și în optica mea este un lider politic care trebuie să dea cadrele, viziunea, să aibă relația cu cetățenii foarte bine făcută și menținută și sinceră, bazată pe un dialog permanent. Noi vrem să facem un consiliu consultativ la primărie, pe lângă Consiliul General. În același timp trebuie să aibă bună poziție politică, pentru că în felul ăsta poate să creeze acel interes pentru București. Deci este, dacă vreți, o armonizare. Logica aici între poziția de primar general, poziția de lider politic important într-un partid important și poziția de lider al comunității.
În același timp, eu am încercat și cred că rezultatele demonstrează că am reușit să fiu un lider politic, un lider care dă viziune, ridică echipa, lucrează cu echipa, dar care e la curent cu problemele tehnice. Că nu sunt un lider politic căruia să-i arăți două hârtii și să-l păcălești din hârtii, să spun cum face birocrația. Domnul nu se poate decât așa, nu e așa. Eu am trecut prin asta la minister. Eu prin etapa domnul ministru nu se poate, am trecut, am fumat-o, știu cum se face, ca să se poată. Sunt două proiecte ale Bucureștiului despre care eu personal vă mărturisesc, nu v-am auzit spunând foarte multe lucruri și aș vrea să știu părerea noastră tranșant. Unu este, să spunem, un cartof încins. Povestea moscheei. Da. Cum o vedeți dumneavoastră? Bun, m-am pronunțat între interviuri, reiau și la dumneavoastră aici. Și am spus că mi-am format o idee chiar discutând cu prieteni buni pe care i-am și care sunt de religie musulmană. Și am spus, Cătălin, noi suntem mulțumiți cu ce avem în România. Avem libertate religioasă, trăim bine cu majoritatea, ne sunt respectate drepturile. Uite, avem relații de prietenie cu cetățeni, cu români care sunt de altă. Deci cum sunt? Eu sunt creștin ortodox, am un prieten musulman, merg la el în birou, are Coranul pe masă. Oameni normali care respectă legea, respectă majoritatea și văd de treabă niște. Cred că tulburăm cu proiectul ăsta. Adică e un proiect care nu e oportun în acest moment. Adică, știți, e o vorbă la americani sau englezi, britanici în general, anglosaxoni în general. Dom'le, dacă ceva merge bine, nu te apuca să repari. Adică, merge bine relația. Hai să nu... Noi avem o altă vorbă românie. Mai bine le-i dușmanul binelui. Hai să lăsăm binele ăsta așa calm, așezat. Comunitatea musulmană din România se dezvoltă frumos în înțelegere cu românii majoritari ortodoxi, cu alte forme de cult de aici în România. Nu există ciocnit, nu există fricțiuni, nu există tensiuni, sunt căsătorii mixte. Ce mai vrem? Adică România e un model în Europa și în lume pentru asta. Adică e un domeniu în care chiar am reușit. Acum vrem să reparăm. Și mai este un proiect asupra căruia bucureștenii au viziuni diferite. Nu? Da, exact. Vreau să vă întreb, totuși, cât de corect este ca pe banii bucureștenilor sau o parte din banii bucureștenilor să se termine acest proiect? Bun, aici nu trebuie făcută o fractură așa de adâncă între... cum să spun, asta e a bucureșteanului, ailaltă nu e a bucureșteanului. În primul rând, din punct de vedere istoric, Catedrala Mântuirii Neamului e un proiect foarte vechi. Înțeleg că ideea originară pleacă din perioada interbelică. Da. Ar fi fost gândit ca un monument de încununare a Marii Uniri. În al doilea rând, bucureștenii care sunt plătitori de taxe, de impozite, sunt și bucureștenii care intră, cel puțin o bună parte dintre ei, în bisericile ortodoxe, sunt creștini ortodoxi practicanți și nu pot fi ignorați. Da? În al treilea rând, e și un element de pragmatism aici. E finalizată în proporție de 80%. Ce facem acum? O înghețăm construcția? Sau nu? Ideea că discuția cât de mare cât e o problemă de arhitectură, de urbanism și e deja tranșată. Să fim și corecți cu candidații, că ei săraci. Noi toți preluăm o situație deja existentă. Deci, din toate punctele de vedere, acest proiect trebuie finalizat. Și nu vreau să ocolesc întrebarea, ați întrebat de bani. Sigur că banii trebuie să meargă prioritar către urgențele Bucureștiului. Eu vreau să fiu un primar care generează prosperitate, care atrage investiții, care multiplică veniturile, nu numai ale primăriei, ci și ale companiilor. Eu, în primul rând, aș face un demers către parteneriatul public-privat, către companii, către cetățeni. Spun, domne, regulă, cine vrea să ajute acest proiect, să-l ajute. Sunt bani și la firme, poate ca angajații firmelor, patronii vin și spun, domne, noi vrem să sprijinim. Deci nu e așa... O chestiune mecanică, îți doar banii toți la primărie într-un caset acolo încheiată cu banii și îi dăm la catedrală în loc să îi dăm la școli și spitale. Nu. Tratăm priorități, să există surplus financiar, de ce să nu sprijinim? Dar formele astea de sprijin pot fi multiplicate. Inclusiv biserica se poate angaja într-o mai bună comunicare cu
cetățenii și într-un parteneriat cu mediul privat ca să finalizeze acest proiect, repet, care datează din perioada interbelică. Nu? Da. Ferdinand a făcut propunerea, dacă nu mă înșel. Da. Înainte de a încheia și vă ruga să transmiteți un ultim mesaj către electorat, v-aș întreba dacă vă vine în minte vreun proiect al fostului primar Sorin Oprescu pe care să vă doriți să-l continuați sau să-l implementați sau să-l faceți. Bun. Primarul Sorin Oprescu a finalizat pasajul Basarab și asta e o bilă albă pentru el. Și mai ales faptul că a menționat că e un proiect care, la care au contribuit și alți primari. Și primarul Băsescu și primarul Hrideanu. Multe din proiectele Sorin Oprescu au fost de genul ăsta. Exact. Dar măcar a spus, domne, de fapt au început alții lucrarea și au continuat-o alții. Eu l-am condamnat foarte mult pentru reacția pe care a avut-o în tragicul eveniment legat de copilul acela care a fost ucis practic de câini, pentru că mi s-a părut că vrea să speculeze emoțional toată povestea. Am citit statistici ulterioare și am văzut că situația acolo s-a mai ameliorat în ceea ce privește câinii maidanezi. Eu sunt un iubitor de animale, nu sunt de acord cu eutanasierea lor și aș continua proiectul, dar mai vigoros, de strângerea câinilor de pe drum și cazarea lor într-un adăpost care să fie adecvat. La Mihăilești există unul, dar este inadecvat la ora asta și trebuie, după părerea mea, să ne ocupăm și de acest lucru. Deci trebuie să fim oameni până la capăt și un om până la capăt are grijă și de animale ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat cu bietul Ionuț. Deci aș da mare atenție acestui proiect în acești termeni, fără să asasinăm animalele, ci lasarea lor în adăpost, inventarierea lor, sterilizarea și așa mai departe. Domnule Predoiu, un ultim mesaj, o frază care să atragă electoratul dumneavoastră sau al celorlalți. Mai mult de frază îi spune. Pe 5 iunie e important, votăm într-un singur tur și e importantă prezența la vot. Primarul general va avea de rezolvat probleme foarte serioase, foarte complicate pentru acest oraș. S-au acumulat din urmă, nu ne putem juca și e important să avem un primar priceput, un primar care știe să conducă o primărie de 800 de oameni plus încă 19.000 în afara primăriei, în instituții subordonate. Poate să reprezinte orașul în exterior, poate să negocieze politic, poate să aducă sprijin pentru oraș. Deci aici nu este un concurs de frumusețe, nu este un concurs de comunicare, nu e, dacă vreți, nici măcar un concurs politic. Realmente e nevoie de un lider politic care să înțeleagă și probleme tehnice și să aibă și recunoaștere și viziune și să fie și onest. Fără ezitare spun, uitați-vă în CV-ul meu, în activitatea mea anterioară, întrunesc toate aceste condiții. Deci îndemnul meu este: veniți la vot pe 5 iunie, votați Partidul Național Liberal și Cătălin Predoiu, pentru că în acest fel votați un om care va ști să conducă primăria spre prosperitate, să fie cu adevărat o capitală europeană. Domnule Predoiu, vă mulțumesc, mulțumesc, vă urez un succes și vă aștept cu un nou interviu după cu drag. 6 iunie. Cu drag, la revedere. Mulțumesc. Mulțumesc.